Banii pentru drumul de 4 kilometri au venit de la guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locală, însă birocrația a făcut ca proiectul să se plimbe prin birouri timp de aproape 2 ani. Din fericire, lucrările la drumul comunal 49, drum care face legătura între Zorești și Nișcov, sunt aproape de final. La Verneș, lucrările de asfaltare vor continua conform proiectului și în alte sate. În total, numai prin acest proiect vor fi asfaltați peste 7 km. E un proiect pe PNDL, e de acum un an semnată finanțarea, am predat amplasamentul în luna mai și uitați că acum ne apropiem de finalizare. Câți kilometri s-au asfaltat? Deci s-au asfaltat 3,8 km și urmează diferența până la 7 km și vreo 200 de metri. Cu finanțarea și cu asta au durat aproape 2 ani și lucrarea văd că merge mai repede. Primăria din Verneș va mai demara un proiect de asfaltare de data aceasta grație unor fonduri venite de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Astfel, asfaltarea drumului comunal 30 va fi finanțată în întregime. Ieri am fost la Constanța, ne-am mai dat pe AFIR, iar încă cel care a fost DC-ul 50 și alte străzi care mai sunt. Noi vorbim acum de DC-40. Deci este în PNDL 2 este DC-ul 49. O altă noutate pentru locuitorii din Vernești ține de transportul public în comun. Din septembrie, comuna va adera la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport, astfel că autobuzele Transbuz vor prelua navetiștii pentru a-i transporta către Buzău.